Salutare, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu de YouTube! Eu sunt Denisa și astăzi vreau să vă spun câteva lucruri despre un roman turcesc pe care eu l-am citit recent. Este vorba despre Zăpada, un roman scris de Orhan Pamuk, unul dintre cei mai apreciați scriitori turci contemporani, care a primit chiar și premiul Nobel pentru literatură în 2006. Romanul Zăpada a fost publicat în 2002 și îl are drept protagonist pe K, un poet ratat, un turc ce a trăit 12 ani în Germania și care se întoarce în țara natală la înmormântarea mamei sale. Ulterior, pleacă la Kars, un orășel de provincie, unde trebuie să afle informații despre alegerea noului primar, dar, în special, despre lanțul de sinucideri din rândul fetelor ce poartă văr. Latura occidentală a lui K este total dezamăgită de aspectul orașului Kars, de mentalitatea oamenilor de aici, însă, fiind un intelectual desăvârșit, vocile sale lăuntrice, temerile și concepțiile îl transformă într-un personaj foarte complex, un personaj care se teme de propria-i fericire, fiind convins că aceasta îi va aduce și mai multă durere. Deși acaparat de pesimismul său exagerat, K trăiește o scurtă poveste de dragoste cu Ipek, o fostă colegă de liceu. Cum îi călăuzește destinul pe cei doi, vă las pe voi să descoperiți. Sub aspectul orășelului uitat de lume, K reușește să aștearnă pe hârtie 19 poezii, parcă vrăjit de o forță superioară, de o inspirație nemai întâlnită, dar și sub impactul emoțiilor de care este cuprins, mai ales pe plan politic. Romanul captează atenția cititorului și prin lupta, atât în planul ideilor, cât și în plan fizic, dintre laici și islamiști, luptă în care femeile cu văl sau fără văl sunt rodul conflictelor. În timp ce militarii liberali vor ca femeile să renunțe la broboadă și să devină mai educate, habotnicii sunt de părere că vălul apără femeile de agresiuni, chiar de violuri, vălul fiind simbolul islamului politic. Nu vă voi spune finalul acestei crize politice care îiscă o sumedenie de întâmplări, dar amintesc de moartea protagonistului, a poetului K, ce sfârșește împușcat la Frankfurt, iar naratorul, bunul său prieten, revine în Kars după 4 ani pentru a afla cât mai multe informații despre poetul dispărut. Titlul romanului este un leitmotiv, Fulgul de Nea fiind o mare muză pentru K, volumul de poezie al său intitulându-se Zăpada, iar pe toată perioada șederii lui în provincie, Zăpada nu mai contenește. Vă recomand cu mare drag această carte deoarece vă va dezvălui personaje extrem de diferite, cu o cultură aparte și cu puterea absolută de a-și da viața pentru idealurile lor, parcă tânjind să devină cu toții eroi. Dacă v-am stârnit curiozitatea, nu ezitați să citiți acest roman, este foarte interesant și nu uitați să vă abonați. Vă mulțumesc!